Polițiștii de frontieră ai județului Mehedinți au depistat 12 cetățeni din Irak și Iran care au traversat fluviul Dunărea cu ajutorul unei embarcațiuni gonflabile cu motor pentru a intra ilegal în România din Serbia. În acest weekend, la nivelul sectorului Poliției de Frontieră, Porțile de Fier 2 din județul Mehedinți, a avut loc o acțiune privind prevenirea și combaterea migrației ilegale în zona de competență. Astfel, la malul Dunării, în localitatea Ostrovu Mare, a fost descoperit un grup format din 12 cetățeni străini. Persoanele în cauză au fost conduse la sediul sectorului pentru verificări, unde li s-a făcut triajul epidemiologic de către echipajul medical sosit la fața locului. În cadrul primelor verificări, polițiștii de frontieră au stabilit că cei în cauză sunt cetățeni din Irak și Iran, cu vârste cuprinse între 16 și 47 de ani. Polițiștii de frontieră au extins verificările sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin pentru depistarea tuturor persoanelor implicate și pentru a stabili întreaga arie infracțională, în cauză fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere ilegală a frontierei de stat, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun. În cadrul primelor verificări, polițiștii de frontieră au stabilit că cei în cauză sunt cetățeni din Irak și Iran, cu vârste cuprinse între 16 și 47 de ani. De asemenea, în cadrul cercetărilor, cetățenii străini au declarat că au trecut frontiera din Serbia cu o embarcațiune cu motor condusă de un cetățean sârb.